acesta săptămânal cu o provocare. Dar o provocare care pur și simplu îmi face anxietatea să explodeze. Sunt îmbrăcată așa pentru că urmează să mă duc la yoga. Nimic interesant. De ce mi-e cauza asta anxietate? Ei, pentru că la studioul de yoga unde mă duc eu există posibilitatea să mergi și pur și simplu să faci singură, fără ajutorul cuiva, fără instructor. Și fix asta vreau eu să fac acum. Poate vă întrebați de ce fac treaba asta, de ce nu cu instructor? Pentru că am fost la 3 instructori diferiți, îmi place numai de unul, de una, și aveam cu ea cursuri sâmbătă. Dar am avut niște treabă cu Jason ieri, dacă nu ați văzut asta încă, mergiți aici să vedeți ce surprize mi-a făcut. Pe aici. Ei, da, și pentru că am avut activități cu Jason, astăzi este duminică, by the way, am avut ieri activități cu Jason, n-aș fi vrut să nu mă duc deloc săptămâna asta la yoga, pentru că îmi place foarte mult. Și vreau să lucrez mai mult ca să reușesc să fac și eu ceva. Să nu mai fiu cea care nu se descurcă deloc sau cel mai puțin din grupa mea. Și văzând treaba asta, că există posibilitatea să mergi acolo și să te duci să exersezi pentru vreo 3 ore. Nu știu dacă o stau acolo chiar 3 ore. Dar eu vreau măcar o oră și jumătate, cam 2 aș vrea eu să stau și să exersez. Ce-i drept, aș vrea să stau până la apusul soarelui, dar e în ora ta, nu e chiar cea mai bună zi pentru a face asta. Asta voiam, să stau până la apusul soarelui, să mă filmez, să fiu grațioasă, glorioasă de toate. Vedem dacă voi reuși. De ce am atâta anxietate? Că, da, până la urmă, când mergi la sală, poți să duci la sală și să te antrenezi singură. Problema mea e că oamenii care merg acolo se descurcă. Nu sunt oameni ca mine. Se descurcă și mă gândesc, dacă sunt eu singura care se duce să antreneze? Sau dacă sunt eu singura care nu se descurcă și văd pe acolo numai fete care se descurcă, fac atât de bine, se dau în spectacol, nu știu. Am atâtea gânduri, dar trebuie să îmi înving teama asta, pentru că până la urmă e din capul meu. Nu sunt atât de importantă încât să le pese oamenilor, am făcut eu greșit, că am căzut și așa mai departe. Deci, o să tot vedeți schimbări la mine, pentru că încerc să mă schimb și să scap de fricile astea care nu mi-aduc niciun bine. Vlogul ăsta este despre asta. Nu cred că o să vorbesc cu voi acolo, pentru că mi-e rușine. În timp ce eu exersez, vor mai fi, cred că vor mai fi clase, alte ore în care fac alți oameni și mi-e rușine. Sper să nu fie rușine să scot camera și să mă filmez când voi reuși, pentru că o să reușesc. Am întârziat un pic deja, știu asta. Trebuia să fie acolo la 3:30, probabil e 3:30 și un pic, dar nu e nimic, neavând instructor, nu e o problemă. Până să ajung acolo, trebuie să-mi cumpăr apă. Și gata. Mă simt bine, totuși sunt încrezătoare, nu mă simt anxioasă, un pic mă simt așa, dar foarte puțin. Dar mă simt destul de încrezătoare. Cred eu că totul va fi bine. Plus am setul ăsta genial cu care trebuie să mă laud. Azi mă simt ca Cinderella. Trebuia să-mi fi pus o bentiță din aia, dar nu merge. Mă rog, gata cu pălăvrăgeala. Urați-mi noroc să fie vlogul ăsta numai despre reușite. Hei, dragilor, revin, nu cu vei spune. Din păcate n-am reușit nici măcar 1% să-mi împing frica asta și am plecat după o jumătate de oră în care în
încercam, păi nu am fost paralizată de frică. A fost mai rău decât mă așteptam. În sensul că erau multe fete care care pur și exersau, da? Toate știau, mai mult sau mai puțin, dar știau, se descurcau. Și toate aveau o prietenă. Eu am fost singură. Și ideea era fie că partea cea mai mare din studio era pregătită pentru asta, să faci singur. Ei, și am încercat. Era la vreo 10 minute să mă ridic de pe scaun, să mă urc pe cer. După am urcat pe cer, nu am făcut nimic. După am încercat să fac lucrurile pe care le știam. Uitasem, parcă uitam să fac. După am zis că e doar frica, știam, adică știu că era doar frica mea, pur și simplu frica mă paraliza. Și am zis să încerc mai mult și mi-a reușit o mișcare. Am fost mândră și am crezut atunci că, uite, gata, hai, încet. Am încercat să fac altă mișcare, nu mi-a ieșit. Am încercat să mă uit la clipurile vechi. Am încercat pe YouTube să mi-am un tutorial cum să fac o treabă pe care văd nu reușesc să trec de treaba asta. Parcă nu mai înțelegeam nimic. Ei, și ideea e că nu știu, cu cât trecea timpul mai mult și cu cât mă panica mai mult, cu atât nu mai venea să exersez. Iar treaba care a pus capac la un moment dat probabil avea un curs de altceva profesoarea și trebuia să facă acolo, lângă geam. Studioul ăsta e așa, are geamul peste tot și se vede clădirile, minunat! Nici măcar asta nu a reușit să mă motiveze, să mă ambiționeze că pot să fac poze frumoase, că pot să fac videouri frumoase. Pur și simplu am înghețat de frică și m-am mai putut mișca. Hai, și m-a rugat dacă pot să mă duc la cer ca să exerseze ele acolo. Haide că până deci m-a rugat frumos, nu i-a zis nimeni nimic. La faptul că mi-a zis să mă mut de la cercul la care încercam eu, mă chinuiam să fac ceva, mi-a dat lacrimile instant. Și mă duc acasă și plâng. M-am calmat, dar tot îmi mai vine în continuare să plâng. De ce? Nu că mi-a zis să mă mut, ci că... Nu știu, n-a fost un sentiment plăcut să fie acolo singură și să încerci să faci ceva și până la urmă, nu știu, aveam așteptări mai mari de la mine și cred că sunt dezamăgită că nu am reușit să fac ceea ce îmi propusesem. Dar asta e. Cred că am luat decizia înțeleaptă să plec pentru că, efectiv, aș fi rămas acolo, nu făceam nimic și asta e. Am pierdut 2 credite. Asta e. Îmi pare un pic rău că am plecat de acasă. Am pierdut tot timpul ăsta și cum am învârtit, mi-am pregătit toată ziua pentru treaba asta, dar asta e. Mai exersez, mă prind încredere în mine. Dacă nu m-am descurcat prea bine la yoga, despre deloc, am zis să mi înnec amarul în pizza. A venit pizza. If only I could say just before we crash. Got caught up under these waves and now we're trapped. Baby, I don't see the end, but I understand. Good things don't last, no, good things don't last. If only we could restart everything we had. Before it fell apart, I'd be cool with that. How do we end up hating each other so fast? Good things don't last. Să sperăm că încet, încet
o să îmi recapăt libertatea și că la vară pot să mă duc în România. Vreau să vă arăt ceva. Am o plăcintă de la MAC. Știu, nu pare plăințial, poate că e așa, ceva. O plăcintă de la MAC, ce poate fi așa interesant? Ei, umplutura. E destul de interesantă. Ce credeți că este? Cei de la MAC din Hong Kong, că pe fiecare lună scot înghețate diferite, cu arome diferite de sezon și la fel și plăcinte. Ce credeți că este? Ciocolată? Nu e ciocolată. Blueberries? Nu e. Iau o mușcătură și vă las să ghiciți. Ghiciți acum ce? Nu cred. E orez. Orez lipicios. Sticky rice. Să știți că e destul de bună, nu e chiar cea mai bună combinație, dar e bunișor. Dragilor, în ziua în care mi-a făcut vaccinul, am mers într-un supermarket japonez, am cumpărat dulciuri japoneze, am făcut un clip despre asta, dacă nu l-ați văzut deja, mergeți. Ei, și la magazinul ăla am găsit și cafea asta, de la Starbucks, Cherry Blossom Strawberry Latte. Bineînțeles, ambalajul m-a făcut să o iau, mi-am luat chiar două, să am suficiente în cazul în care îmi place super mult. E roz, se vede, da, laptele bănuiesc că e roz și de bine aștept să încerc să vedem cum e, să vă zic când am liber. Said you wanna talk in the living room, I'ma take this ride. Get away from you, it's like the soundtrack on repeat. No matter what, you never get what you need. Neața! Arăt și eu așa că doar ce m-am trezit și mi-a făcut cafeluța și îmi place să-mi pun plasturi la ochi. Plasturi, mă știu, la ochi. Și acum testăm cafeaua. Cafeaua cu sakura și strawberry. Nu mai e roz pentru că am amestecat zahărul și acum e, se vede, așa. Acum, să vedem, miroase, nici nu știu ce miroase, zice ca flori. Miroase, la început când am făcut-o, miroase a căpșuni și eram de bine aștept. Acum miroase a flori, deci mi-e un pic frică. La gust, gustul e interesant pentru că mai am gândit. Ok, deci miroase puternic a flori, a parfum, basically. Dar în momentul în care guși, prima dată guși căpșuni și apoi flori, parfum. Nu știu cât de inteligent am fost eu să iau două cutii, pentru că nu pot să zic că e cafeaua mea preferată. Și una ar fi fost suficientă pentru pot și pentru a încerca. Dar am crezut că o să fie bună pentru că... De ce nu citesc? De ce nu citesc? Sau citesc, dar nu vreau să înțeleg. Nu vreau să... Habana. Am văzut strawberry. Sakura strawberry. Sakura, mă gândeam că e ambalajul. Strawberry, mă gândeam că e aroma laptelui. Dar nu, este sakura strawberry. Asta e aroma. Dacă vă place gustul de flori în mâncare, atunci poate e ceva bun, dacă nu... Deci nu e cafea mea preferată, îmi pare un pic rău că am cumpărat două cutii. Probabil nu o să încep pe a doua și o dau ceva, habar nu am, pentru că... Îmi place să-mi savurez cafeaua, în special în weekend sau în zilele libere. Îmi place să-mi savurez cafea și nu-mi place să beau ceva doar ca să beau, ca să mă trezească, ci îmi place chiar să... Îmi place chiar să-mi placă gustul. Iar asta nu-mi place pentru că are mai mult gust de parfum și... Dacă nu ați văzut clipul în care testez dulciuri japoneze, majoritatea sakura flavored. Dacă nu ați văzut, mergeți să vedeți acolo ce dulciuri am gustat, dar v-am spus și acolo că nu-mi place mâncarea cu flori. Bună, dragilor! Zic să iau și eu loc și să vorbesc cu voi. Sunt îmbrăcată toată, echipată pentru yoga, merg la yoga și
vlogul ăsta știu că a fost unul extrem de haotic. Nu m-am uitat pe materialele pe care le-am filmat deja, dar știu eu ce am filmat, adică nu prea mult. Știu că am început vlogul ăsta duminică. Duminică atunci când aveam gând să-mi... Unde să vă pun? Să fie bine, să nu fie rău. Cred că vă pun aici. Ok. Oh, nu, e prea jos. Imediat, repede. Așa, m-am întors. Am început vlogul ăsta duminică. Duminică? Da, duminică. Am început vlogul ăsta duminică în momentul în care voiam să-mi ving una din fricile de a face ceva singură și mai mult de atât să merg la Aerial Hoop singură, pentru că în ultima perioadă am observat eu că am făcut treaba asta. Am impresia că nu mai pot să fac ceva și pur și simplu mi se blochează corpul, mintea și nu reușesc să trec peste treaba asta. Deci e o frică peste care încerc să trec. Ei, și m-am gândit eu că ar fi o variantă bună să încerc să trec peste fricile astea. Mergând la Aerial Hoop singură, n-am reușit. A fost un adevărat fiasco, dar nu nimic. O să continui să merg îmbrăcată așa. Azi o să reușesc și o să fac ceva drăguț, o să-mi iasă mișcările un pic mai bine. Și azi nu am de ce să mă tem pentru că sunt cu instructor, deci o să-mi spună exact ce trebuie să fac. Apoi am continuat vlogul ăsta minunat, care s-ar fi vrut a fi vlog săptămânal, dar pentru că n-am avut chiar cea mai bună săptămână din viața mea, n-am filmat decât în zilele alea două și cred că am mai filmat ceva mâncare, nu știu. M-am vaccinat. Luni m-am vaccinat. Au trecut câteva zile de la vaccin. M-am vaccinat cu un vaccin chinez, nu japonez. În Hong Kong avem doar două tipuri de vaccin. Unul făcut în China și unul făcut de Germania. În Germania și cu Pfizer și trece printr-o clinică chinezească sau companie chinezească, ceva de genul. Ei, m-am vaccinat cu ăla. Urmează să am a doua doză pe 12 aprilie. Să sperăm că o să se întâmple lucrurile astea, pentru că sunt probleme cu vaccinul. Nu probleme care, ca și cum s-ar fi întâmplat ceva, n-au pățit oamenii puțin. Eu cred că a fost o singură persoană care a decedat în urma vaccinului sau după, mă rog, da, înțelegeți, și au oprit vaccinarea, nu știu, cred că două zile după ce m-am vaccinat eu, sau au suspendat, de fapt, nu oprit, au suspendat vaccinarea două zile după ce m-am vaccinat eu, pentru că s-au descoperit niște probleme cu, nu cu vaccinul, ci cu ambalajul. Și acum se investigează care e problema și cum să o rezolve și așa mai departe. Sper că să fie totul rezolvat până data viitoare. Între timp, am intrat în concediu! Ieri am intrat în concediu și ieri m-am și testat! Am testat și eu pentru prima dată. Școala, grădinița mea, de fapt, începe să-mi testeze la fiecare două săptămâni. Cam aici, aici cam așa se întâmplă. Dacă lucrezi într-un mediu în care ai contact cu multe persoane, vei fi testat cam o dată la două săptămâni. Au început și grădinițele să ne testeze. Mi-am primit rezultatul testului. A zis negativ, totul bine și frumos. Și... cam asta, nu cred că, cred că va fi un vlog scurticel, nici nu știu exact câte minute va avea. V-am spus, săptămâna asta nu m-a fost cea mai drăguță săptămână din viața mea, pur și simplu am fost extenuată, dar din fericire în următoarea săptămână și jumătate voi fi în concediu. Este Paștele Catolic, cred că duminica viitoare, și am intrat și noi în concediu, în sfârșit. Eu îmi luasem 10 zile concediu, colegele mele vor merge la serviciu posibil luni și posibil și pe 7 aprilie. Eu mi-am luat toate zilele astea pentru concediu, sperând eu că pot să merg în România. Da, încă nu pot să merg în România, pentru că la momentul în care trebuie să mă întorc în Hong Kong, trebuie să stau în carantină 21 de zile. Și singurul concediu de 21 de zile, concediu mare din vară,
dar nu aș vrea să-l petrec în carantină. Să sperăm că până atunci persoanele vaccinate nu mai trebuie să stea în carantină. Să sperăm. Să sperăm. Putem să sperăm, nu-i așa? Acum v-am arătat pe Rosie de când și-a făcut operația. Draga de ea, uitați-o. Opeșa. S-a vindecat atât, dar atât de repede. Am făcut niște poze cu Rosie când voiam eu să vă arăt că era prea drăguță, era adormită și nemișcată și când am pus timerul, pur și simplu era da ce e? Ce faci, fată? Da, Rosie s-a vindecat atât de bine după sterilizare, deci a fost un pic, când cred că am mai vorbit despre asta, că i-am îngrijorată tare de ea. S-a vindecat super bine, efectiv, în seara în care am luat-o de la veterinar era un pic adormită și nu voia să o atingă Cookie sau să vină pe lângă ea. Și am mâncat, da, și am mâncat în seara, a dormit un pic mai mult, dar a doua zi era deja cu, a doua zi, deja a sărit pe mine pe canapea, a sărit în pat, la... deci lui Cookie i-a luat vreo 3 zile până să sară la loc, să fie în stare, să sară el singurel pe canapea sau în pat și a fost tare supărățel în primele zile, bă, chiar țin minte că într-o noapte m-am trezit cu el plângând pentru că avea con, Rosie nu l-a ținut, avea con din ăla ca să nu-și lingă acolo, incizia, și era supărat că nu putea să facă asta și probabil și durea. Uitați, la fetița mea, na, chiar aici e, dar s-a vindecat super bine, super bine s-a vindecat, am mâncat, dragă de ea, am zis. Da, am avut eu pisici și la fel s-au vindecat, una dintre ele, cea mică, tot la fel, cea mică, s-a vindecat super repede, a fost un pic rău în prima zi și apoi n-a avut nimic. Da, sunt diferit, da. Până la urmă e operație, anestezie și mi-a fost frică. Fetița mea, e bine? Cookie, come here! Let me see you! O să fi le arăt și pe Cookie pe acum. Nu vrea. Cookie nu vrea să apară. Că sunt pictul pe el, nu vrea să apară. Dragilor, o să fac încheierea acestui clip aici. O să fiu în concediu, deci o să am mai mult timp să filmez, să merg în mai multe locuri. Vreau, într-adevăr, să mă bucur de acest concediu. Și rămâneți pe aproape. Dacă nu v-ați abonat, deja vă invit să o faceți, să știți că mă bucur tare mult când văd că ne strângem încet, încet. Știi că acest canal sper eu să ajung acolo unde mi-am dorit să ajungă cel vechi. Deci vă rog să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja. Dacă v-ați abonat, atunci nu-și porniți clopoțelul să fiți notificați de fiecare dată când postez. Mă ajutați foarte mult dându-mi like-uri, deci like, vă rog, și lăsați-mi părerea voastră în secțiunea de comentarii. Ne vedem data viitoare!